Primarii din raionul Cimișlia au avut o întrevedere cu avocatul poporului pentru protecția drepturilor copilului. Scopul întrunirii a fost analiza problemelor din sistemul de protecție a copilului, identificarea soluțiilor, precum și planificarea acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea situației în domeniu. Scopul meu a fost de a discuta problemele care se confruntă ei în localități, să găsim soluții și dacă este necesar să intervenim chiar și la compartimentul de legislație pentru ca mecanismul de protecție a dreptului copilului să funcționeze bine și toate acțiunile care primarii le fac în calitatea lor de autoritate tutelară să fie doar în interes superior al copilului. În cadrul întrunirii au fost puse în discuție problemele stringente ale copiilor aflați în situație de risc, metodele de responsabilizare a părinților care nu își îndeplinesc sau îndeplinesc inadecvat obligațiunile părintești și alte întrebări actuale cu care se confruntă primarii în teritoriu. Să fie ajustată legislația Republicii Moldova ca să fie obligațiunile părintelui drastice. Da, pentru că noi am dat o întrebare și translatorul spune că da, cam e rușine să ridicăm așa întrebare psihotare. Am identificat și unele probleme care urmează să fie pe masa și în agenda mea pentru a fi soluționate atât la nivel de Parlament, mă refer la legislație, cât și în discuții cu ministerele de resort ca organe executive. La rândul lor, primarii, în calitate de autoritate tutelară, au menționat că la nivel local nu există o conlucrare între organele de drept, instituțiile educaționale, medicale, organizațiile neguvernamentale care activează în domeniul protecției copilului, în vederea soluționării în termeni cât mai restrânși a cazurilor copiilor. Totodată au cerut ca pe lângă drepturi copiii să-și cunoască și obligațiile. Am fost la mai multe seminarii și întruniri unde este să promovează apărarea dreptului copilului. Și știți că este iluziunea. Sunt copil, am drept. Dar este o solicitare pe perioadă când ar mai fi. Buclete de este că să fie dreptul copilului, dar trebuie să fie și un compartiment obligațiunii copilului. Copilul are dreptul să adreseze la avocatul poporului sine stător, indiferent cu sau acordul legal al părinților, a reprezentanților legali și avocatul poporului prin dreptul copilului este obligat să recționeze la adresarea copilului. Pentru a depune o cerere sau a fi primit în audiență de către juriștii oficiului avocatului poporului, vă puteți adresa la oficiul central al avocatului poporului din municipiul Chișinău, situat pe strada Sfatul Țării 16.